Bun găsit, copii! Sunt Cornelia. Lecția noastră este numerele naturale de la 10 la 20. În călătoria noastră prin lumea matematicii ne va însoți iepurașul Țu. El ne îndeamnă să ne amintim șirul numerelor naturale de la 10 la 20. Vom completa crescător și descrescător. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descrescător, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Țup vrea să ajungă la căsuța lui cu numărul 20. El sare țup-țup din 2 în 2. Să completăm căsuțele împreună. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Odată a ajuns la căsuța lui, Țup își invită mulți prieteni, vrea să se joace. Se împart în două grupe. În prima grupă, câți iepurași sunt? Să-i numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Să notăm, sunt 13 iepurași în prima grupă. În a doua grupă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. În a doua grupă sunt 11 iepurași. Spunem că 13 este mai mare decât 11. 11 este mai mic decât 13. Deci în prima grupă sunt mai mulți iepurași decât în a doua grupă. Să-i arătăm lui Țup că știm să comparăm numerele naturale de la 0 la 20. Să completăm împreună. 20 este mai mare decât 19. 15 este mai mic decât 18. 12 este egal cu 12. 20 este mai mare decât 10. Iepurașul vrea să aleagă doar morcovii cu numărul mai mare din fiecare pereche. Să-l ajutăm să încercuim morcovii cu numerele mai mari din fiecare pereche. 14 și 12. Numărul mai mare este 14. 10 și 20. Numărul mai mare este 20. 18 și 19. Numărul mai mare este 19. Felicitări, copii! În dar, Țup iepurașul vă dăruiește pașii pentru a desena un iepuraș. Pe curând!